Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Ce mai faci, măi, Mircea? Măi, ne vedem așa ciclic, știi, odată la... Rar, dar bine. Dar bine. Asta zic. Cum ești? Bine. Doamne, ajută. Peste tine nu trec anii. Mă ferească bunul Dumnezeu, dar e bine. Nu știu ce naiba ei, ce faci, zine și nouă. Aer. Pentru aceia care încă nu mă știu, sunt prezentator, producător TV, pe un post de televiziune muzical. Televiziune fac, cred că, de aproximativ 27 de ani. Ideea e să le facem o surpriză alor noștri. În primul rând, lui Scărlătescu, suntem foarte buni prieteni. Dat fiind faptul că am tot stat prin Spania, vreo 3 ani și jumătate, să le pregătesc un preparat tipic spaniol. Albondigas con salsa de tomate și piure de cartofi cu trufe mă duce cu gândul la chifteluțele marinate. A trabajar entonces, albondigas sunt foarte simplu de făcut, este efectiv carne tocată de vită și porc la oaltă, pui pătrunjel, puțin usturoi, un ou, puțină pâine înmuiată în lapte, puțin griș și, desigur, un praf de sare, un praf de piper și după care încep să-l amestec. Gătitul a fost strict descoperit de mine din necesitatea de a mă întreține acolo în Spania și de a-mi demonstra mie că pot. Am început munca în ceea ce înseamnă audiovizualul românesc undeva prin 1986. Eu, terminând facultatea de studii economice ASEU, n-am practicat nicio zi munca de economist, habar nu am ce înseamnă munca de economist. Am plecat după aceea, imediat după lovitura de stat din 1989, în Spania, timp de 3 ani și jumătate, unde am muncit ca să pot să trăiesc și, printre altele, am fost și bucătar. Un an și jumătate frumos în bucătărie, am învățat tot ceea ce înseamnă cumva bucătăria spaniolă. Și cine avea 1200 de dolari în buzunar? În care am venit acasă doar cu 78 de dolari, ca să ne înțelegem. Că nu m-am dus să strâng bani, eu m-am dus să-mi trăiesc efectiv viața și să-mi schimb cumva mentalitatea pe care o căpătasem în acești 25 de ani de trăit în comunism. Experiența asta de viață pe care am avut-o trăind în Spania 3 ani și jumătate a fost cumva de fapt și de drept un challenge pentru mine, eu fiind singur la părinți, pentru a-mi dovedi și mie, dar și lor, că pot trăi singur și că mă pot descurca în viață și fără grija lor, care, normal, fiind singur la părinți, eram super ocrotit. Mă rog, ai mei, mai există. Mi-e greu, recunosc. Mama n-are foarte mult de când a dispărut, 2 ani deja, iar ceea ce voi găti astăzi era unul din... preparatele pe care ea le gusta foarte mult, îi plăceau foarte mult. Și cred că de-aia am și ales preparatul de astăzi. Mă scuzați. Da. Și acum punem în sos chifteluțele care s-au prăjit și le lăsăm să fiarbă efectiv în sosul ăsta. Farfuria o să o aranjez atât cât mă duce capul. Nu le-am cu fonfleurile și cu toate amenajele. O să încerc din ardei copți, unul roșu, unul galben, să fac steagul Spaniei, ca măcar ai noștri șefi să înțeleagă că e un produs de origine spaniolă. Cu ce am gătit, Dumnezeu, cu mila, de-o fi să primesc un cuțit? 2. Nu zic nu, boda proste să rămână să fie primit. Aoleu! Farfurie ușoară! Păi economie, mă mică, că e vorba aia, criză! Past! De macaroane? Macaroane? Avem tradiționalul somon cu crustă de fistic. Bun, te-ai nebunit cu creierii, ce ai? Te-ai nebunit la cap? E poftă de un somon de mor. Fii atent! Fii atent! Hai. 3, 2, 3, 1 și... Exact somon! Bun, bun, bun! Exact paste! Chifteluțe marinate cu piure de cartofiori. E chiar chifteluțe marinate, nu sunt, dar e bine. Bă, deși atent aici că ăsta... Gata, băi! Este din... No. Este din Spania. Spaniol. Mira que bien, sabes? Muy bien, señor Scărlătescu. Chifteluțe marinate, chifteluțe... Marinate cu piure... Chifteluțe... Am făcut la mână. Da, ra, ra, ra. Deci aici avem genul de farfurie pe care o mănânci, bă, indiferent de zonă. Adică chifteluțele marinate cred că se mănâncă în toată România. Asta's from Spain, darling, este albondigas. Deci, atent, roșu, galben, roșu, are steagul Spaniei.
Deci asta e o mâncare din Spania. Si, dile că si, muy bien. Bucătar în Vama Veche. La Șoni. Nu la Șoni. Mai sus, pe stânga, este un împinge tava. Acolo. Acolo, de acolo e bucătar. E spaniol, să e însurat. Nu, spaniol însurat cu româncă și vrea să-și impresioneze soția cu calitățile lui culinare. Sigur că da, așa e, Dumitrescu, cum spui tu, să nebunesc, dar ce nu mă mișc. Și este din Zaragoza. Din Zaragoza. 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 Mamă, și dacă e ăsta care cred eu, îl cheamă Eduardo. 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 Vezi că are vreo 4-5 nume, ia mai încerc. Nu, e unul din el. Nu, pe zi mai multe poate nimeni. De la Hoia. De la Hoia, ăla e mexican. Ăla e mexican, mă. Eduardo García Jiménez Juan de Castillo. García Lorca, pe mine mă cheamă. Oh. Mie îmi plac foarte mult chiftelele marinate. Da, bă, dar puțin. Că n-ai înțeles, asta nu e chiftea marinată. Dar vine ce? Din altă treabă, n-are nicio compoziție de chiftea. Nu jurizăm ce-ți place ție. Bă, eu jurizez ce-mi place mie. Bă, e o mâncare din Spania, mă, nu știi e chiftea. Ce, mă? A, nu, da? Mă, știi ce? E bă, meatball. Tu ai lucrat toată viața ta în cârcium românești. Deci n-ai cum să nu știi ce e. Nici nu se aseamănă cu chiftea. Ai dreptate, păi, nici nu se aseamănă. Eu ți-am zis că seamănă mai mult, bine, n-are orez în ea. Dar seamănă a zi, a perișoară. Haideți, mă, mică, cu poarta. Esto es español. Yo lo he visto primo que es español. Ia. Ce trebuie? Tane! Salut! Día, no, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Zara! Ce faci, Cârlă? Salut, Alorin! Salut! Să trăiască Pantera Roz, mă bucur! Doamne ajută să fim! Doamne ajută, zic, bine cu rozul! Stătea bine, stătea bine, elegant, gata, mă! Și când mă gândesc că în perioada aia fix izbucnise toată nenorocirea în China și voi erați acolo, știți? Nu, nu, am plecat chiar înainte. Așa a trecut. E posibil să știi. Așa cred că a trecut. Doamne, mă bucur că sunt sănătoși. Da, da. Și mă bucur că ne reîntâlnim sănătoși. Uite, ce n-ai pus și tu un semn în farfurie? Păi ce să pun, o mică? Ce să pun? Știi ce a făcut nebunul ăsta acum ceva timp, nu foarte mult timp? Zii, de Paște, înainte de Paște, cu două zile. A făcut sarmale la mine. Nu cred. Serios? Păi și ce vrei, mă, semn mai mare de atât? Că ți-a pus meatballs în farfurie. Carne tocată. Carne tocată, na. Bun, ceea ce vedeți și aveți voi în farfurie se cheamă albóndigas con salsa de tomate. Bă, deci e din Spania? Claro que sí, señor. Băi, vezi, bă, că tot noi doi suntem cei mai buni. Sublin, trebuie să fac o poză cu ăla, neapărat, am rămas vis. Mă rog, știu că ăștia la alți doi s-au ofticat. Nu sunt chiftele, sunt albóndigas, au în componența lor, inclusiv pâine îmbibată în lapte, griș, usturoi, ceapă. Și cum ai pus așa câte 2 grame sau ce? Mă, n-am pus mult ca să nu vă iau... Păi uite-te la ea că nu le-am gustat. Puțin omul mă le-a făcut și ele... Eu nu le-am gustat, să mor nu le-am gustat. De ce, mă? De ce, ce? De ce cere rece? Păi rece pentru că ce vrei, e vina mea. Nu, mă, ce cere rece, uite. Ce, ce, a, ce, ce avem de metri? Stai că mă dai la o parte. A, lasă-mă, dragă, cu distanțare. 3 metri, mă. Du-te, mă, mai acolo, 3 metri. M-a dus, mă, 3 metri. Așa zice legea, Mircea. 2, 3. Bă, gustoasă, ești nebun? Hai, ia sfârculița și tai de ce. Nu le-am gustat, ești nebun. Mă, dar mare, dă-te mai încolo. Ia sfârculița, activ. Și ăsta este un fel de mâncare pe care îl găteam în Spania pe când am lucrat ca bucătar. Opa! Nu cred. Pă, bune? Ce, bă, ce-ai? An... 10, nu să zic. Dar aveai 14 ani, ce? Nu, mă, mică. Ce-ai? Oho! În 92 spre 93. Ai lucrat în bucătărie în 92? Bă, în Spania. Bune, dar am plecat în Spania în 90, am stat 3 ani și jumătate, după care m-am întors și când m-am întors am deschis Antena 1. Altceva? Opa! A făcut parte din prima echipă pe care Antena a avut-o în momentul în care și-a deschis larg porțile și a început emisia. Să vedem, bă, bursa, bă, azi, că nu se vede, chiar, nu se vede 55 bursa, fac în septembrie. Cât? 55. Nu cred! Nu cred! Serios? Hai, mă, n-ai cum, faci 55 de ani. Sunt în 65, Florine, fă socoteala. Și-am plecat, v-am pupat. Eu nu mă înapoi, ești mai mare decât taic meu cu 2 ani. Te pup. Mai mare ca mine cu 5. Și ți-ai dori un tată așa ca mine? Păi și tata e ca tine, e viu, e mișto. E viu, e... normal, că nici eu nu sunt mort. Oh. Păi nu, mă, nu, adică e viu, e mișto, n-a e de viață, nu. E de... Știi? Da, e de viață, într-adevăr. Deci ai 5 ani mai mult ca mine. 6 mai mult ca mine.
Ce arăți mai bine ca scărlătesc. Taică, doamne iertă, am 30, te fac 33 de ani. Da, să știi că arăți mai bine decât scărlătesc. Acum ce să fac? Ena. Asta e viața. Să nu la toți ne-a fost ușor așa. Da, tu, dragă, să știi că ușor mi-a fost și mie, dar nu foarte. Dar a fost bine. Asta e în primul meu. O surpriză plăcută face să-l avem în bucătărie pe Zara, care după cum gătește, ar putea fi un bun influencer și în cooking. Și n-a venit cu orice chifteluțe spaniole. Ce vrei? Păi nu știu, vă aștept. Deci, băi, eu când văd chiftele cu sos, zic că sunt chiftele marinate. Acum eu ce să fac? Aș vrea să aibă mai mult usturoi, cum îmi plac mie chiftele, mai mult usturoi cu pătrunjel. Ei nu pun atât de mult usturoi, de-aia le-am respectat. Am înțeles povestea, am înțeles, am auzit povestea după